Georgeta Popescu, de-abia te-ai întors din Germania de la campionatele europene de juniori cu o salbă întreagă de medalii, cu o grămadă de trofee și toate acestea, medalii și trofeele pe care le avem aici pe masă, le-ai adunat doar în acest sezon. Cum a fost acest sezon pentru tine? A fost un sezon foarte frumos din punct de vedere al rezultatelor, dar și din punct de vedere al performanței mele acumulate din vară și se văd aici rezultatele. Tu ești mulțumită de ce ai obținut în acest sezon? Da, sunt foarte mulțumită de aceste rezultate, mai ales de cele de la overall, pentru că am muncit foarte, foarte mult să ajung aici și am trecut și printr-o accidentare. Ce accidentare? Despre ce e vorba? Este vorba despre genunchiul meu care îmi joacă feste de fiecare dată. Încă din vară trebuia să mă operez, nu s-a vrut acest lucru și am intrat în sezon accidentată și în ultima parte a sezonului genunchiul meu a cedat. Și acum? Acum urmează să merg la naționale în Austria, iar după naționale sunt programată la operație. E o operație grea? Nu este o operație deloc grea și nici complicată. Este vorba despre o bucată de cartilaj care o să fie eliminată prin laser și în 2 săptămâni o să mă reîntorc la antrenamente. Foarte bine, asta e o veste bună. Haideți să ne întoarcem un pic la sezonul ăsta de iarnă cu salba asta de medalii și de trofee. Hai să le reamintim un pic așa, cam cele mai importante dintre ele. În partea dreaptă am medaliile de la Campionatul Mondial de Juniori, în partea stângă cele de la Campionatul European de Seniori. Și cele mai importante pentru mine sunt acestea două, care sunt de la Europenele de Seniori, prima dată când particip cu senioarele și mă bucur foarte mult că am reușit acele două rezultate de loc 6. Prima oară în istoria României, da, cred. Da, prima oară în istoria României când două fete aduc top 6 în România și prima dată când o junioară ia medalie la Europenele de Seniori. Felicitări! Mulțumesc! Câtă muncă e în spatele acestor trofee? Foarte multă muncă, atât din partea mea cât și a antrenorului meu nou, Dorin Alexandru, care s-a străduit alături de mine și de colega mea Antonia, pentru că sunt medaliști la Bobe 2, să aducem România cât de sus se poate. Din păcate și îmi pare rău, nu am reușit să cânte imnul, dar promit că sezonul următor nu-l ratez. Am înțeles. Haideți să vedem cum arată o zi de antrenament, o zi din viața ta în care ai doar antrenament, nu competiții. O zi din viața mea în sezon sau o zi din viața mea în pregătirea sezonului? În pregătirea în sezonului. Cantonament, în cantonament. În cantonament vara, suntem în România, de obicei la Câmpul Lung. Ne trezim la 7, micul dejun, la 8 mergem la antrenament, ne întoarcem, ne odihnim, masă. După aceea din nou la antrenament, facem 2 antrenamente pe zi, cam 2-3 ore la antrenament. Iar apoi ne întoarcem, maxim la ora 7 mâncăm și după aceea ne ducem la odihnă. Cât timp durează un cantonament de genul ăsta? 2 săptămâni în fiecare lună. Putem spune că e un sport dur, mai ales pentru o fată? Da, pentru fete este un sport foarte dur, atât munca fizică cât și cea psihică. Ai ținut să faci diferența asta, de ce? Pentru că pentru noi fetele e mai mult psihic decât fizic. Fizic ne obișnuim cu durerea loviturilor, dar psihic, să stai departe de casă, să ai anumite certuri în echipă, să, cel puțin ca pilot, e foarte greu să te mobilizezi după o ceartă, să fii atent la pârtie. Am înțeles. Spune-mi în sezonul ăsta de iarnă, la competițiile la care ai participat, în cadrul lotului olimpic și lotului național al României, da? Da. Performanțele tale și ale colegei tale la Bob de 2 persoane, cum au fost privite de oficial, de conducerea federației, de cei care vă însoțesc la aceste competiții? Am primit multe felicitări din partea președintei federației, dar și din partea antrenorilor cu care am fost acolo, pentru că am avut mai mulți antrenori în acest sezon care ne-au ajutat foarte mult și ni s-au promis noi materiale, în principiu patine, pentru că noi am avut doar o singură pereche de patine tot sezonul. Ceea ce e cam... E foarte greu să te și antrenezi cu acea pereche de patine și să o și păstrezi perfectă pentru concurs. Pentru o comparație să înțeleagă lumea, echipajele din alte țări, nu știu, care ar fi cele mai dezvoltate, mai bine echipate din punctul ăsta de vedere? Cei mai
buni și în sport și la material sunt nemții, pentru că ei au un bob nou în fiecare sezon, au cel puțin 3 perechi de patine de antrenament și 3 perechi de patine de concurs. Bobul vostru din ce an e? Din 2015. Deci are deja 8 ani, da, nu? Are 3 generații. Comparativ cu celelalte sezoane din ultimii ani ai tăi, acest sezon cum am putea spune? Că a fost mai bun? A fost mult mai bun, din punctul meu de vedere, schimbând și antrenorul. M-am simțit mult mai bine și psihic și rezultatele s-au văzut că au fost mult mai remarcabile. Spuneai că urmează campionatele naționale? În Austria. Campionatele naționale ale României? Da. Care se țin în Austria, că noi nu avem unde. Da. Înțeles. Și după campionatul național te operezi. Da. Practic sezonul de iarnă se cam încheie odată cu campionatele naționale, da? Da? Spune-mi un lucru, știu că ești studentă la Brașov. Da, sunt anul 3. Cum reușești să le îmbini cele două? Sincer, este foarte greu să le îmbin, dar am profesorii de la facultate care mă înțeleg că plec primul semestru din facultate și ajung la sesiunea prelungită ca să pot da restanțele la fel ca colegii mei de la facultate. Hai să ne întoarcem un pic la medalii și la trofee. Spuneai că cele din întrecerea de senior de la campionatul european sunt cele mai valoroase. Vorbește-ne un pic și despre celelalte medalii și trofee, te rog. Celelalte medalii pot spune despre cele de la europene de săptămâna trecută, că au fost cele mai greu de adus, pentru că accidentarea mea s-a întâmplat fix cu o săptămână înainte de europene. Au fost cele mai grele. Cele mai frumoase sunt însă cele 3 trofee. Sunt pe overall, adică după 8 etape de Cupa Europei, 16 concursuri, atât de la bob de 2 cât și la monobob, am reușit să mă clasez pe locul 3 la monobob și pe locul 2 la proba de bob 2 persoane. Și o surpriză mare a fost când am fost strigată pe podium la proba de combinat, adică bob de 2 și monobob combinat, pe locul 2. Ce așteptări ai pentru sezonul viitor? Pentru sezonul următor, de la mine am așteptări mult mai mari, să devin mult mai tare, să mă recuperez întâi și după aceea să devin mult mai tare decât am fost până acum. Și din partea federației să primesc un echipament cât de cât decent, adică nu bob din 2015, deși am onoarea să îl pilotez după Andreea Grecu și după Maria Constantin, care este antrenor la nemți acum. Georgeta, îți mulțumim foarte mult și îți dorim, în primul rând, să te însănătoșești repede după operație și apoi să ai un an viitor, un sezon de iarnă viitor, la finalul căreia să ne revedem cu și mai multe medalii, cu și mai multe trofee și mai valoroase. Mulțumesc frumos și vă mulțumesc foarte mult pentru că voi ați fost mereu aici, m-ați susținut și m-ați promovat. Pentru că meriți. Mulțumesc frumos! Și mulțumesc tuturor care m-au susținut și au fost acolo când am avut nevoie.